Și domnilor, îmi pare bine că ați venit atât de mulți la conferința noastră de presă. Așteptam să fie una, două televiziuni, dar iată că sunteți aproape toate aici. Vreau încă o dată să vă mulțumesc și haideți să pornim această conferință de presă. Deci la ea noi vom vorbi despre protestele, mai exact ceea ce a fost deocamdată flashmoburile, după care colegii mei vor povesti despre decizia Parlamentului, despre poziția societății civile și, ok, ce mai sunt chestiuni legate de acestea. Acum eu o să-l rog pe domnul Vlad Crivincea să vorbească despre poziție, despre acest motiv care a dus la organizarea protestelor și în diferite forme. Bună ziua! După cum a spus domnul Barbaroș, eu îmi voi referi la un apel pe care 24 de semnatari, principalele organizații ale societății civile din domeniu, l-a făcut de 5 mai, imediat după votarea în Parlament, a celor două proiecte pe care toți le cunoaștem, privind la votul uninominal și mixt. De la început, vreau să explic despre ce sunt acele două proiecte. Aceste două proiecte schimbă modul de alegere a Parlamentului, dar o schimbă într-un mod în care doar două sau maxim trei partide puternice vor exista pe viitor în Republica Moldova. Aceste proiecte, de fapt, creează premiză pentru menținerea la putere a două cele mai consolidate din punct de vedere administrativ și financiar partide din țară. Dar nu cele mai iubite. Și subminează democrația prin sine, punând practic cruce pe orice posibilitate de apariție a altor partide din țară. În opinia noastră, prin aceasta, de facto, ni se fură o șansă de a avea, într-adevăr, un stat de drept în viitorul, în viitorul apropiat. Revenind înapoi la ce s-a întâmplat, de fapt, în Parlament. Conform legii, un proiect de lege poate fi supus votului în Parlament doar dacă acesta este însoțit de expertiza anticorupție, de avizul guvernului, în cazul în care implică aspecte financiare, dar aceste proiecte, două, cu privire la alegeri, implicau cheltuieli financiare majore, și avizul Comisiei Juridice a Parlamentului. Nici una dintre aceste condiții nu erau întrunite pentru ca cele două proiecte să fie supuse votului în prima lectură în Parlament. Acest vot a fost anunțat subit, proiectele nici nu erau pe agenda Parlamentului, ce au fost introduse, surprinzător sau nu, la propunerea președintelui Parlamentului și trei grupuri parlamentare au acceptat în mod surprinzător. Spunând că odată acest lucru este contrar legii. Faptul că Comisia Juridică a dat un aviz nu înlătură necesitatea avizului guvernului, nu înlătură necesitatea expertizei anticorupție. Aceasta confirmă încă o dată că în scopul intereselor politice în țara asta pot fi negate oricare prevederi legale. Mai mult ca atât, votul de vineri are loc în ajunul vizitei din această săptămână a Comisiei de la Veneția în Republica Moldova. Chiar președintele Parlamentului și fostul președinte a Partidului Socialiștilor a solicitat Comisiei de la Veneția să dea aviz pe cele două proiecte de lege. Parlamentul totuși s-a grăbit să voteze în prima lectură cele două proiecte de lege, chiar dacă Comisia de la Veneția ar putea să formuleze obiecții conceptuale la ele. Nuanța este că în lectura a doua, schimbări conceptuale în proiecte nu pot fi introduse. Ceea ce transmite un semnal clar că, indiferent de avizul Comisiei de la Veneția, aceste două proiecte ar putea fi susținute prin tertipuri care s-au loc după culise.
Organizațiile societății civile. 24 la număr și 4 20 la număr și 4 semnatari individuali cer Parlamentului să respecte legislația, să manifeste bun simț și respect față de cetățeni. Fiindcă să votezi o schimbare a sistemului politic în mod ascuns și neanunțat. Este o batjocoră față de oamenii care au votat. Să oprească din promovarea intereselor politice și să renunțe la schimbarea sistemului politic. Problema Republicii Moldova nu este în sistem, este în politicieni. Ei trebuie schimbați și nu sistemul. Iar partenerilor de dezvoltare să condamne vehement acțiunile de care am vorbit și să înceteze orice susținere a actualei guvernări, vorbind aici nu de susținerea Republicii Moldova, ci a inițiativelor guvernului de reforme care deseori se dovedesc a fi ineficiente. În cazul în care Parlamentul va adopta modificări care sunt propuse la sistemul electoral. Vă mulțumesc, că asta e ceea ce am vrut să spun. Mulțumesc. Acum o să rog pe domnul Ilea Carașiuc. Domnul Carașiuc, putem? Mă rog, vreau puțin alt aspect, dar și n-am ochelari. Eu totuși, mai întâi și întâi, eu aș vrea să atrag atenție. Cine sunt aceste organizații semnatare? Că dumneavoastră să vă dați seama că nu este vorba de organizații Raugaie Capâtea, dar organizațiile care sunt versate, care regulat monitorizează drepturile omului, care monitorizează alegerile, monitorizează transparența luării deciziilor în acest stat. De aceea mai întâi să-l rog totuși pe domnul Vlad Gribincea să citească. Da. S-a vehiculat în presă că 41 de ONG-uri susțin un nominal. Vă rog să vă uitați cine sunt acele ONG-uri. Eu pentru prima dată am aflat că ele există. Cu excepția UNIA, Asociația Oamenilor de Afaceri, în care noi toți știm cine o conduce. Domnul Plăhătniuc, așa am înțeles, da? Este fondator. Semnatarii apelului nostru de vineri sunt Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT, Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER, Amnesty International Moldova, Asociația pentru Politică Externă, Asociația Presiei Independențe, Comunitatea Watchdog MD, Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției, Centrul de Informare în Domeniul Drepturilor Omului, Centrul de Informare Gender.m, Centrul de Investigații Jurnalistice, Centrul de Reforme și Politici, Centrul de Resurse Juridice, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, Centrul pentru Jurnalism Independent, IDIS Viitorul, Institutul pentru Politici și Reforme Europene, Institutul de Politici Publice, Promolex, Transparency International Moldova, Uniunea Jurnaliștilor din Republica Moldova, Veronica Mihailov Moraru, avocat, Eduard Tiguri, avocat, Natalia Morari, jurnalistă, Virgil Zăgăievski, jurnalist. Aștia sunt semnatarii. Da, și continuând acest gând, aș vrea ceea ce a spus domnul Vlad Gribincea, că se face tot așa bine așteptate, prin tertipuri, adică pe de o parte oficial se declară că nu se vor grăbi cu adoptarea acestei niciunui din aceste proiecte de legi, pentru că se va aștepta opinia Comisiei de la Veneția, pe de altă parte le sar dinainte. Nu va apare această practică, nu vă amintește cazul cu legalizarea banilor ilegali, acel proiect de lege care a fost adoptat fără iarăși un aviz sau opinii din partea Fondului Monetar, Băncii Mondiale, iarăși atunci când instituțiile internaționale au intrat în vacanța de Crăciun și așa mai departe. Adică tehnicile sunt aceleași. Și pe de altă parte, într-adevăr se spune că lumea susține, majoritatea populației susține aceste proiecte. Dacă ea le susține, de ce facem așa pe sub masă, adoptăm proiecte de legi? Încă ceva la ce aș vrea să atrag atenția. Canalele holdingului foarte numit, care noi nu-l considerăm nici pe de o parte liber și îl considerăm că acei persoane care au capturat toate cele ramuri, trei ramuri ale puterii de stat, și anume a domnului Plăhotniuc, încearcă de a zimina informația precum că protestul pe care l-a organizat societatea, sau mai bine spus, careva organizații neguvernamentale asociate cu careva partide politice, a ieșuat. În primul rând vreau să
clarific. Aceasta a fost un flash mob și chiar prin, iată, acea invitație care a fost diseminată prin rețele Facebook, prin internet, la colegi, la prieteni, s-a spus că este un flash mob, este o diferență, în primul rând. Al doilea rând, vreau să mă adresez guvernanților, nici nu visați, noi nu suntem afiliați cu careva partide politice, altceva, că noi chiar chemăm partidele politice care se declară anti-oligarhici să uite de ambiții, să uite de culori politice, să uite de declarații, dar să se unească. Și pentru mine, de exemplu, rezultate alegerilor din... de ieri din Franța, este un exemplu atunci când lumea se unește în jurul unei idei, unei cauze, cum poate câștiga. Pentru mine aceasta a fost un exemplu. Și vreau să spun că am vorbit aceasta ieri la acel flash mob și mai repet încă o dată, noi nu suntem afiliați politici, mai mult ca atât, noi avem observații la foarte multe partide, inclusiv ONG-urile care monitorizează alegerile și credeți-mă că nu le este simplu, pentru că atunci când spui ceva pozitiv, toți o iau, preiau pe toate canale, când este ceva negativ, se grăbesc la judecată, dar vreau să spun că este datoria noastră, deoarece noi monitorizăm politicile publice, noi monitorizăm procesul de luare a deciziilor, procesul de elaborare și adoptare a cadrului reglementoriu, legislativ, este de datoria noastră să observăm irregularitățile, nedreptățile și să atragem atenție. Mai mult ca atât, este datoria noastră să spunem atunci când guvernanții nu-și fac lucrul de acasă, nu se focusează pe acele priorități pe care le-au dat drept priorități, obiectivele principale, inclusiv în acordul de asociere, dar se concentrează pe agende de sub masă, este datoria noastră să atragem atenția și a instituțiilor internaționale și a populației, și de ce am chemat la acest flash mob. Mai mult ca atât, mulți dintre noi suntem majoritatea sau, mă rog, membrii platformei parteneriatului Estic și vom participa membrii grupului numărul 1 care ține de drepturile omului, bună guvernare, monitorizarea legilor, media freedom, libertatea mass media. Vom pleca, iată, peste două zile la Bruxelles și deja suntem invitați să participăm în diferite discuții ca să informăm ce se întâmplă în Republica Moldova. De aceea ne luăm obligațiunea să informăm și partenerii de dezvoltare, și populația, și mai mult ca atât, noi considerăm ceea ce noi cerem de la guvernanță să retragă această lege care a fost adoptată în prima citire, prima, de a doilea, noi cerem populației, apărați-vă democrația. Ieșiți împreună cu noi la flash mob. Mă rog, dacă nu va lucra flash mob-urile, posibil va trebui de trecut la proteste. Dar ceea ce vrem să spunem este, vrem să facem ca aceasta să fie o companie permanentă. Noi trebuie să ne învățăm și de la francezi, noi trebuie să ne învățăm și de la români. Am văzut care este reacția societății civile în România și trebuie să ne învățăm să înțelegem că democrația este un proces. Cu o ieșire, pardon, la un picnic sau la un flash mob pe jumătate de oră, nu schimbi democrația în țară și ești sub pericolul de a deveni o țară totalitară. Și din cauza aceasta, chemarea noastră este apărați-vă drepturile. Împreună cu noi, sigur că noi nu ne dăm la o parte, vom fi ori împreună cu dumneavoastră în piață, ori la Bruxelles, ori vom vorbi cu partenerii de dezvoltare, dar numai împreună putem să ne apărăm democrația în această țară. Mulțumesc, doamnă Carașiuc, așadar împreună putem să ne apărăm democrația în această țară. Cine este următorul? Domnul Ion Manole. Bună ziua, mulțumesc. Ca reprezentant al unei organizații care a monitorizat alegerile, nu pot să nu încep cu informația pe care o cunoașteți cu toții. Noi încă în februarie, la început de februarie, mai multe ONG-uri au venit cu un apel prin care au cerut Parlamentului, în primul rând, să constituie un grup de lucru creat din, și compus din reprezentanții mediului de expertiză din Republica Moldova, ai ONG-urilor și respectiv ai autorităților, pentru a examina care ar fi argumentele, care ar fi plusurile, minusurile, deci avantajele, dezavantajele unui eventual nou sistem pe care în Republica Moldova să-l putem adopta. Din păcate, s-a ignorat această propunere.
Dar s-a pornit imediat, deci după ce a fost făcut anunțul de către forțele politice, imediat s-a pornit o campanie foarte, foarte bine regizată în mass media despre votul uninominal. Deci cineva deja a decis că acesta este foarte bun, fără a asculta opinia, fără a asculta expertiza societății civile. Mă rog, bani s-au găsit. Din aceste considerente, noi am, mă rog, am acceptat acest truc, am participat și la dezbaterile din Parlament, am văzut că și acolo au fost regizate aceste dezbateri, fiind prezente mai multe persoane care, de fapt, fără argumente, susțineau acest proiect de lege și această inițiativă. Noi nu suntem împotriva acestui sau altui sistem electoral pe care trebuie să-l avem în Republica Moldova. Nu suntem noi cei care trebuie să spunem care este sistemul cel mai adecvat, cel mai bun pentru o societate. Dar ideea și scopul nostru a fost ca să ne așezăm cu toții la masă, să vedem care sunt argumentele, care sunt avantajele și ulterior să luăm cu toții împreună cu societatea, să o informăm corect despre modificarea acestui sistem. Din păcate, am văzut și graba cu care au operat aceste modificări și deja s-a adoptat ulterior, deja cunoașteți toate schimbările care au avut loc și mișcările care au fost efectuate. Eu vreau să vă amintesc că potrivit și presa afiliată anumitor forțe politice menționează de fiecare dată sondajul efectuat de către Promolex. Potrivit sondajului nostru, care a fost efectuat la începutul anului, pentru sistemul uninominal, au pledat circa 32%, asta vă amintesc, la începutul anului, iar ulterior, potrivit altui sondaj recent publicat la comanda IDIS, viitorul dacă nu greșesc, deja numărul cetățenilor care susțin acest sistem a scăzut la 29. Deci probabil această grabă cu care operează și de fapt manipulare, pentru că vedem că societatea civilă încearcă a fi divizată și este un lucru regretabil dacă vom admite ca și societatea civilă, la fel ca și alte, să zicem, bresle sau alte domenii, oamenii din aceste domenii au fost divizați. Știm că oamenii din cultură sunt divizați, știm că oamenii din știință sunt divizați și absolut în toate domeniile din societatea noastră se încearcă divizarea pentru ca ulterior să se atingă anumite scopuri mult mai ușor. Din păcate, acest lucru se încearcă. Noi facem apel și către organizațiile neguvernamentale, către reprezentanții acestor organizații neguvernamentale. Nu le interzicem, este dreptul lor să susțină sau nu, să nu susțină, dar să fie atente pentru a nu face jocuri politice în acest scop, pentru că, de fapt, ceea ce vrem noi ca organizații neguvernamentale și, în primul rând, Promolex, care a monitorizat alegerile, noi vrem ca toate problemele și constatările care au fost scoase în evidență și mai ales se conțin în hotărârea Curții Constituționale din decembrie, atunci când a fost validat mandatul președintelui. Deci acele 7 adrese, dacă nu greșesc. Acestea sunt probleme foarte grave. Odată cu schimbarea sistemului electoral, aceste probleme grave și aceste încălcări care au loc din campanie în campanie electorală, ele nu pot fi rezolvate. Scopul nostru sau intenția noastră a fost ca haideți întâi să rezolvăm problemele ce țin de finanțările partidelor, ce țin de participarea cetățenilor, diasporei în primul rând, ce țin de funcționarea presei în campaniile electorale și multe, multe alte aspecte să se regăsească în noua sau în modificările pe care trebuie să le avem la codul electoral. Și după aceasta sau în paralel putem să facem și sau să operăm și aceste modificări. Totuși, dacă nu, și vă amintiți, chiar și în incinta Parlamentului am discutat și am cerut același lucru, vreau să amintesc că dacă totuși se insistă pe schimbarea acestui sistem, acest sistem nu poate fi aplicat mai devreme de 2022. Este o regulă generală pe care noi, societatea civilă, o susținem și o dorim ca această lege să se aplice nu celor care se află astăzi la putere.
Deci să fie aplicat odată cu următorul ciclu electoral și nici într-un caz să nu lăsăm politicienii să-și creeze poduri sau cărărușe pentru ei în următorul mandat sau în următorul legislativ. Revin la societatea civilă, deci am văzut că sunt încercări de a dezbina societatea civilă. Totuși, din știrile pe care le-am observat ieri, chiar titlurile erau destul de tendențioase. Patru partide au organizat proteste, fiind susținute de organizațiile neguvernamentale afiliate. Deci, organizațiile care participă la proteste, organizațiile noastre, nu sunt afiliate. În primul rând. În al doilea rând, este un drept cetățenesc. Și vreau să vă spun că noi, ca observatori ai alegerilor, întotdeauna am avut o reținere. De multe ori ne contram cu colegii noștri din societatea civilă atunci când ezitam să participăm la proteste, să fim prezenți acolo, să avem o voce mai puternică, sub pretextul că dorim într-adevăr să avem acea echidistanță față de toate partidele. Noi același lucru îl vom continua pentru că este un cod al observatorului și noi într-adevăr suntem echidistanți. Dar ca cetățeni nu putem rămâne indiferenți față de tentativele de a distruge societatea civilă și de a o subjuga. Noi suntem cetățeni liberi și ne dorim ca democrația în Republica Moldova să continue. Dacă nu vom lua atitudine, dacă nu vom participa cu toții la aceste acțiuni de protest pentru a ne arăta nedumerirea, în primul rând, dar și dezacordul nostru față de aceste acțiuni care sunt ilegale, contrare tuturor regulilor și, în primul rând, a procesului de luare deciziilor în mod democratic. Pentru a nu monopoliza, pentru că suntem mulți colegi, mă opresc aici, vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Manole. Doamna Natalia Morare. Poate domnul Macovei din tâi și... Mulțumesc. Da. Eu? Da. Hai, Covei. Stimați colegi, eu iarăși foarte succint aș vrea să vă atrag atenția la două lucruri importante și vă rog colegii jurnaliști atunci când vor face știri despre acest eveniment, ar fi bine să facă și să dea și informații de background, să ne aducem aminte începutul anului 2016 când a fost votat guvernul Filip în Parlamentul Republicii Moldova și puteți chiar găsi în arhivele de atunci declarațiile pe care le-au făcut și inclusiv primul ministru Pavel Filip referitor la calitatea actului guvernării și ni s-a promis că va fi ceva calitativ nou, că va fi ceva foarte și foarte transparent. Orice ce se întâmplă acum, sigur că face dovada tocmai a contrariului și a faptului că deciziile sunt luate în umbră, pe ascuns, pentru interesele unui grup restrâns de persoane, iar cei care votează pentru ei în Parlament nu sunt decât figuranți, pioni în mâinile cuiva care decid destinile acestei țări. Al doilea lucru important pe care vreau să-l remarc aici este falsitatea argumentelor care se aduc pentru modificarea sistemului electoral. Ni se spune că este nevoie de reforma clasei politice pentru că clasa politică este coruptă. Cine a corupt clasa politică? Să ne aducem aminte ce fracțiune în Parlamentul Republicii Moldova acum, prin diferite metode, iar unii deputați au și reclamat șantajul și alt tip de presiuni. Deci ei mai întâi au creat o problemă, ulterior ne propun soluționarea acestei probleme, iar asta demonstrează pentru orice om cu rațiune și cu minte analitică că este vorba de un scenariu, de ceva pus la cale cu scopul de a atinge, în cazul nostru, de a schimba sistemul electoral. Iar lucrul acesta nu trebuie admis într-o democrație sau într-o presupusă democrație, pentru că Republica Moldova nu a devenit o democrație consolidată, iar acțiunile de tipul ăsta nu fac decât să fragilizeze democrația și așa destul de fragilă în țara noastră. Și al treilea punct ține de falsurile care sunt diseminate inclusiv în mass media. Le cer colegilor de la posturile controlate politic de către Partidul Democrat să revină la deontologia profesională, pentru că este absolut inadmisibil ca în știri să minți cu nerușinare
afirmând că ONG-urile sunt afiliate politic, că anumite persoane din umbră dirijează acest protest. Ar fi bine totuși, dacă vreți să reflectați anumite evenimente, să veniți și să discutați cu oamenii înainte de a transmite pe câteva canale simultan aceleași texte care nu sunt decât manipulare a opiniei publice, cu scopul foarte clar de a-i induce cetățenilor ideea că, vezi, Doamne, cineva își dorește cu sinceritate reformarea clasei politice. Este un fals. Și al doilea fals este că altcineva, în cazul nostru societatea civilă, îi împiedică pe acești Don Quixote să rezolve problemele actuale ale țării noastre. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Natalia Morar? Bună ziua tuturor! Eu nu cred că e mult de adăugat la ceea ce au spus colegii mei. Aș spune doar câteva cuvinte. Eu, în afară de faptul că sunt jurnalistă, sunt și reprezentantă generației a anilor 80. Majoritatea colegilor mei acum ori sunt în proces de plecare din țară, ori au plecat din țară, ori au început să se gândească să plece din țară. Mulți dintre ei acum vorbesc despre faptul că cazul în care în 2018 alegerile vor avea loc în baza unui sistem electoral schimbat și asta vă permite să se repete scenariul din Găgăuzia în Parlamentul Republicii Moldova, atunci ei nu mai iau ce căuta în Republica Moldova. Și eu, sincer, nu mai știu ce viitor va avea țara noastră dacă toți cei tineri care mai iau cu ce și mai iau ce nu se vor mai afla pe teritoriul țării noastre. Noi putem foarte mult să sperăm că cei care vor rămâne vor ieși la proteste, vor face presiunea, dar atunci când media este controlată și își bate joc de cei chiar și zeci de oameni care au ieșit la protest, fără bani, fără resurse administrative, fără autobuze, fără posibilitatea de a-i aduce din toată țara, eu nu știu la ce noi ne așteptăm. Eu fac un simplu apel la oamenii cărora le pasă. Eu știu că noi acum trăim într-o stare de frică totală. Mediul de afaceri este frică să finanțeze media independentă, partidele de opoziție. Oamenii se tem să iasă la protest ca fațelor să nu fie văzută, ca după aceasta ei să nu fie chemați de șefii lor la lucru și să nu li se spună ce ai făcut tu acolo, vom avea probleme, vor veni controle de la fix sau nu știu de unde. Haideți să nu ne mai temem, pentru că frica e doar ceea ce ei doresc să înducă în întreaga societate. De fiecare dintre noi depinde, nu doar de milioane, zeci de mii sau sute de mii, cum ei se așteaptă să iasă în stradă. Uneori și câteva persoane pot face istoria. Mulțumesc. Domnul Valeriu Pașa. Bună ziua, mulțumesc. Eu o să reiterez acest apel ca să dăm dovadă totuși că încă suntem cetățeni, că încă mai gândim, pentru că ceea ce se întâmplă astăzi în Parlamentul Republicii Moldova, ceea ce se ocupă astăzi clasa politică, în special cea din Parlament, este un atentat la conștiința noastră de oameni care gândesc, ei ne consideră proști. Și dacă vom tăcea, este că ei au dreptate. Pentru că ei pur și simplu își fac toate jocurile astea atât de rudimentar, atât de vizibil și primitiv, chiar aș spune, încât chiar trebuie să fie lipsit de rațiune ca să nu reacționezi, pentru că este o bătaie de joc. De asta vom ieși. Câți vom ieși, atâți vom fi. Nici nu contează numărul. Contează să ieșim, să spunem ce credem, să le transmitem un mesaj acestor care se consideră șmecheri și stau în Parlament să transmitem un mesaj comunității internaționale că Republica Moldova mai are cetățeni și că acești cetățeni gândesc și reacționează. De asta vă chemăm să ieșim seară de seară, după orele de lucru, așa cum se face în toată lumea civilizată, nu suntem ca ei, trebuie să ne muncim cinstit banii din care să existăm, nu furăm de la stat, nu furăm de la nimeni, de asta trebuie să muncim, dar după muncă să ne facem timp să fim și cetățeni activi, să venim pe jumătate de oră, o oră, două, cu pancarte, cu mesaje și să le cerem să ne respecte
ca cetățeni, ca oameni care gândesc, să retragă aceste proiecte, așa numite proiecte, că acum niciunul nu există un proiect de lege. Au zis că le comasează, nu știu ce comasează, probabil prostiile care scrie în ambele, pentru că bine, o să avem ocazia, cred eu, în vreo săptămână să vă prezentăm un studiu mai detaliat pe conținutul celor două proiecte de lege și, sincer, este la nivelul rușinii. Nu știu cine își asumă nu știu, drepturile de autor asupra textelor celor două proiecte care au fost votate în primă lectură, dar este și o constatare tristă. În Parlament stau oameni care fie nu știu a citi, fie nu știu a gândi, pentru că să votez aberațiile, deci astea două proiecte care au fost trecute în primă lectură, nici măcar nu sunt funcționale. Ele au în ele prevederi care se exclud reciproc. Și un ultim mesaj către cei care văd că ieri au reacționat foarte rapid după acel flash mob. Se vede că totuși îi deranjează, altfel nu reacționau nici într-un fel. Încetați-o cu prostiile, nu vă mai bateți joc de oameni. Ați impus sute de mii de oameni, fie prin șantaj, fie prin manipulare. Se știe foarte bine cum au fost colectate aceste așa numite sute de mii de semnături. Asta e una. Și doi, mergeți la oameni și le povestiți cum le propuneți voi să-și aleagă deputații. Ieri a zis că exact așa cum își aleg primarul și cum își aleg președintele. Da, așa a fost declarația Partidului Democrat. Care este o minciună, pentru că pentru a-ți alege un primar, un președinte, trebuie să fie măcar o minimă prezență la alegeri, da, nu cu un vot sau 10 să-ți alegi așa cum propun ei, și să alegem două tururi, ceea ce este o enormă diferență între cine a luat primul loc, dar poți să ai 10% din numărul total de voturi să ajungi deputat. Mergeți la cetățeni și le spuneți că iată așa va fi ales deputatul și o să vedem câte semnături o strângeți și câte bătii pe spate o să strângeți. Mulțumesc, domnul Valeriu. Mulțumesc, domnul Pașa Parfene. Bună ziua, добрый день. Я присоединяюсь к всем тем словам справедливым, специально скажу на русском, к тем словам справедливым, которые были сказаны. Я тоже пришел сюда для того, чтобы выразить свое полнейшее негодование всем тем, что происходит последний достаточно долгий период, и когда-то все начиналось, я бы даже и не подумал, что это продлится так долго и может достигнуть этот абсурд, в котором мы все живем, что этот абсурд может достигнуть тех размеров и тех рамок, в которых мы сейчас находимся. Весь цинизм ситуации сказывается, в принципе, даже при выборе времени, когда было голосование этого закона. Это было сделано в пятницу, в последний момент перед самими праздниками, перед очень ответственными и достаточно щепетильными животрепещущими вопросами, 9 мая, то есть всем понятно, что это специально сделано для того, чтобы общество кипело и не обращало внимания на самое важное, что произошло в эти дни. То есть фактически у нас, у гражданского общества нет времени, в принципе, и потенциала за 4 дня организоваться, организовать протест, организовать пресс-конференции. Мы поставлены абсолютно немыслимые условия. Тоже я хотел бы отметить, что вот я сейчас буквально по дороге сюда проезжал мимо площади Национального собрания, и хочу сказать, что сцена осталась та же, поменялись только баннера. То есть это говорит о том, что я бы хотел обратить внимание прессы, чтобы этот факт проверили. То есть каким образом происходило финансирование этой сцены, как ее снимали и так далее. Каким образом кто это организовывал. Потому что, в принципе, видно, что вся инфраструктура – это одна и та же. Вчера социалисты, сегодня демократы. Да, абсолютно верно. Вчера Пессеремия, сегодня вся сцена в баннерах ПЕДЕ. Вот, это грязная игра, в которой гражданинов слова, свобода слова и, в принципе, интересы гражданинов Республики Молдова, в принципе, вообще не учитывается. И также хотел бы отметить, что, как и мои знакомые, наверное, все знакомые очень часто не выходят на протесты, потому что считают, что этим ничего не поменять. На мой взгляд, это главный миф
которым очень пользуются люди, которые сейчас у власти, что мы ничего не можем поменять. И дело в том, что когда мы ничего не делаем, мы и на самом деле ничего не сможем поменять. Друзья, выходите к нам, выходите вместе с нами сегодня в 5 часов вечера, выходите завтра. Я уверяю, что если этого делать мы не будем, будет еще хуже. Все, спасибо. Спасибо, я абсолютно с вами согласен. Абсолютно согласен. Dumitru Laiba. Bună dimineața, încă o dată. Doar ca să începem de la început, să înțelegem, adică să explicăm mai pe silabe ce anume s-a întâmplat. Parlamentul nostru, în aceeași zi, a luat și a votat două proiecte de lege. Aceiași oameni, aceiași deputați au votat două proiecte de lege care de fapt se bat cap în cap, care se contrazic. Deci asta e culmea aberației. Ei singuri nu știu ce vor să fac. Eu am impresia că dacă Plahotniuc o să le spună, ei și în a doua lectură pe ambele o să le voteze, fără ca să gândească. Deci asta este marea problemă pe care noi trebuie să o condamnăm. În afară de asta, mă alătur și eu tuturor care condamnă, nu știu, dacă vreți, aroganța cu care suntem tratați noi, care mai îndrăznim să spunem ceva ce nu convine celor care ne votează legi, nouă tuturor. Ei nu au capacitatea minimă de a se angaja într-o dezbatere deschisă și onestă. Ei au demonstrat cu ocazia, iată, la toată treaba asta cu sistemul electoral pe care noi n-am invitat-o, au demonstrat asta încă o dată. În loc să deschidă ușa, să intre într-o discuție într-adevăr sinceră, cu avantaje, cu dezavantaje, cu argumente, ce fac ei, ne mulțesc la zero că asta ei fac politică. Nu, să fii împotriva unui proiect de lege abuziv, rău pentru toată țara, nu înseamnă să faci politică, nici într-un caz. În afară de asta, dați să ne uităm iarăși, noi am fost, cât? Ieri am fost vreo 200 plus, azi o să fim mai mulți și poimâni mai mulți, pentru că nu intră atât de ușor, dar nu este nici imposibil să trezești oamenii. Și oamenii au să trezească, să nu-și facă griji ei cu număratul, fix așa cum ne numără ca pe turmă în alegeri, așa ne-au numărat și pe noi în decursul zilei de ieri. Contează cine a fost acolo, cine a fost ieri în fața Parlamentului. Și acolo a fost expertiza practic toată din țară. Expertiza pe domeniile relevante acestui proces. Asta sunt oamenii cu care ar trebui, așa spus și aleși ai poporului, expresia asta devine tot mai sarcastică în țara noastră, aleșii poporului ar trebui să stea cu oamenii ăștia, să scrie legi împreună, să se consulte. Asta sunt oameni care zeci de ani, poate, au lucrat în domeniile astea. Ei aleg să-i ignore total și ca rezultat să voteze legi tot mai proaste, de an și zi de zi. Deci, iarăși, nu contează câți anume am fost, contează motivul din care suntem și o să mai ieșim. Nu este deloc acceptabil ceea ce se întâmplă și nu este pur și simplu acceptabil ceea ce vor această majoritate parlamentară să transforme țara asta. Asta nu este nici Azerbaijan, asta nu este nici Belarus și niciodată nu o să fie, să înceteze cu gândurile lor bolnave. Asta nu se va întâmpla țara noastră. Mulțumesc, Dumitru. Sergiu Tofelat. Dragi prieteni, ceea ce s-a întâmplat vineri, de fapt, în Parlament, domnul Plahotniuc, domnul Dodon și deputații pe care îi controlează au votat legea cumpărării deputaților sau legea privatizării Parlamentului. Trist ceea ce se întâmplă. Pe lângă faptul că o să îmble Costea Borsetca prin țară și o să cumpere deputați pentru Plahotniuc, oamenii onești, oamenii capabili, care vor să candideze, vor să facă o schimbare, ei vor fi excluși din cursă,
ei nu vor fi admiși la alegeri, pentru că asta o să hotărască judecățile lui Plahotniuc. Da, deci Plahotniuc o să hotărască cine poate candida, cine nu poate candida, judecățile lui o să vă scoată din cursă, fix așa cum îl apără pe Dorin Chirtoacă, când vrem să organizăm referendum, fix așa cum judecățile lui Plahotniuc le dau câștig socialiștilor atunci când ei vor să-l scoată pe Dorin Chirtoacă. Deci eu nu vreau să plâng ori să bat din palme atunci când sunt în comandă domnul Plahotniuc. Nu vreau să trăiesc într-o Coreie din Nord. Și dacă noi avem coloană vertebrală și ne considerăm cetățeni, noi trebuie să fim în stradă și să spunem că noi nu suntem de acord cu ceea ce se întâmplă. Nu zic că imediat o să câștigăm, o să fie aceste proiecte retrase, dar până noi nu o să ieșim în stradă și nu o să cerem acest lucru, cu siguranță nu o să se întâmple nimic. A mai fost o tentativă în decembrie, când tot acești bravi băieți din Parlament au vrut să-și tragă o lege ca să legalizeze miliardul furat și tot ce a furat e până acum. Și nimeni să nu-i tragă la răspundere. Proiectul cel a fost retras datorită presiunii, iată, celor care vedeți acum în fața voastră, datorită presiunii externe. Deci, noi am demonstrat că se poate, putem să-i punem la respect pe șmecherii ăștia din Parlament. Și de ce? Noi facem un apel către toți cetățenii, în fiecare zi, după lucru, ne adunăm în fața Parlamentului să ne exprimăm dezacordul cu această tentativă de a monopoliza în totalmente puterea în stat. Cei care sunt în raioane, în sate, după lucru veniți în fața primăriei, vorbiți cu vecinii, prietenii, cu mătrii, faceți-vă câte un placat, pancart și veniți la primărie o oră, două, cât puteți și protestați față de aceste fără de legi. Facem un apel către partidele politice, toate care sunt împotriva oligarhului Plahotniuc și găștii care acum a monopolizat guvernarea. Mobilizați tot activul partidului, faceți un apel către oameni, haideți să ieșim în stradă și să ne spunem, să ne facem voce auzită. Așa cum o fac vecinii noștri din România, care au ieșit cu sutele de mii și au oprit fără de legile. Mulțumesc. Mulțumesc. Așadar... Da, poftim. Eu aș dori să continui cu un apel pentru deputați. Pentru deputații care au votat proiecte. Socialiștii au spus că nu susțin unui nominalul. Păi nu o susțineți. Nu votați. Retrageți-vă proiectul. Și atunci s-a terminat jocul. Iar față de grupul popular european condus de domnul Ghelețchi. Domnule Ghelețchi, eu nu cred că cariera dumneavoastră politică sau deja lipsa acesteia trebuie să justifică îngruparea democrației în această țară. Luați o decizie demnă. Nu susțineți proiectul și convingeți pe toți ceilalți. Retrageți proiectul. Noi nu avem nevoie de schimbarea sistemului. Noi vrem miliardul, nu uninominalul. Mulțumesc. Așadar, ați auzit pozițiile colegilor mei. Este vorba despre faptul că într-un stat capturat se încearcă introducerea unui sistem care o să deterioreze mai departe situația noastră în stat. În acest stat capturat se încearcă introducerea unui sistem de vot care va consolida puterea unui singur oligarh prin deputații controlați totalmente de el. Nu putem să admitem așa ceva, nu putem să dăm voie Parlamentului să voteze așa ceva. În consecință, noi cerem să fie retras proiectul de lege. Noi cerem să nu fie schimbat sistemul electoral. Noi cerem, în cadrul acestui sistem electoral existent, să fie introduse măsuri care să dea peste mână partidelor prost finanțate din bani negri, care nu sunt controlați de societate, și să fie finanțate totalmente prin bani controlați de societate. Să fie introduse margine superioare foarte joase pentru cotizațiile și donațiile
către partidele financiare. În fond, astea sunt deocamdată cerințele noastre. Și vă chemăm pe dumneavoastră, pe concetățenii noștri din capitală, din raioanele învecinate, din raioanele îndepărtate, să iasă astăzi la ora 5 la un flashmob. Mâine la ora 5 la un flashmob. Și așa mai departe, până sâmbătă, iar duminică la 12 la un protest. Vă chemăm să participați la acest flashmob, fiindcă doar împreună ne putem consolida democrația. Doar împreună putem să ne apărăm drepturile. Mulțumesc și acum câteva întrebări. Vreau să vă întreb, ce urmează dacă nu o să fiți luați în seamă? Flashmoburile, protestele nu o să fie luați în seamă. Ce urmează? Care sunt pașii următori? Nu, știți, dacă noi ne gândim la că deodată să pierdem, atunci nici nu pace să te angajezi în această luptă. Chiar s-a dat, sigur că ne dăm seama că suntem într-un stat capturat, dar noi ne gândim la careva, vă zic, exemple când am reușit ceva. Adică este atunci când s-a fost retrasă acea lege de legalizare a banilor ilegali, numită foarte frumos de stimulare fiscală și capitalului, și atunci ne bazăm pe astfel de practici, adică vom face tot ca ea să fie retrasă această lege. Eu mă tem că dacă ea va rămâne totuși în vigoare, dacă ea nu va fi retrasă, atunci va avea loc o revoltă a populației. Eu n-aș sfătui guvernanților noștri să zică, nu, eu nu vreau să îi sperii, dar eu mă gândesc că societatea este într-atâta de sătulă de aceste încercări de a captura tot ce se mișcă în această țară, că mai bine să nu ajungem la discuții la un plan B. Eu consider că noi trebuie să facem tot ce depinde de noi ca să demonstrăm oameni buni. Alegerile sunt pentru democrație, dar nu sunt pentru a captura un stat. Alegerile sunt pentru să ne demonstrăm că avem libertate în această țară. Dacă nouă ni se demonstrează că noi nu vom avea această libertate, eu mă gândesc că lumea poate să vină la măsuri mult mai neplăcute pentru toți. Să nu spunem despre aceasta la 9 mai, când, mă rog, lumea celebrează în sfârșit de un război. Mai în ajun de nou. Mulțumesc. Alte întrebări? Dacă spate, da. Iată, vreau și eu, deși organizația non-guvernamentală din care fac parte a semnat această cerere, eu vreau ca simplu cetățean, nu ca membru, să semnez acest. Ok, perfect. Perfect. Pur și simplu că nu pot să fiu de acord cu schimbarea regulilor de joc, în timp cât nu sunt de acord toți jucătorii. Perfect. Eu tot sunt un jucător al acestui teatru politic, să zicem așa. Da. Sport. Perfect. Mulțumesc. Lista e deschisă ca atare. Da, lista este deschisă. Fiecare poate participa și fiecare poate adera. Alte întrebări? Nu mai sunt întrebări. Vă mulțumesc pentru participare, vă mulțumesc pentru participarea la această conferință de presă. Mulțumim. Și la revedere, la ora 5 ne întâlnim. La 12.